Proba de matematică din cadrul evaluării naționale este cea mai grea și le pune de fiecare dată probleme candidaților. Acest lucru s-a observat și înainte de susținerea examenului propriu-zis, atunci când elevii de clasa 8-a au fost testați în privința cunoștințelor pe care le au la limba română și matematică în cadrul unei simulări naționale. La ieșirea din sălile de examen, unii candidați erau încrezători cu privire la modul în care au rezolvat subiectele și au spus că se așteaptă la note mari. În același timp, alți elevi nu speră la un punctaj satisfăcător. Ce subiecte ați avut la proba de matematică? Ce subiecte? Foarte grele. Subiectul unul a fost mai greu, dar al doilea a fost un pic mai ușor. Cam ce ați avut de rezolvat? Radical, să desenăm, ce să mai vă spun. S-au părut grele? Le-ai făcut la clasă? Am făcut în ele, dar nu aproximativ pe toate. Așa, câte puțin din fiecare. Și la ce notă te aștepți? La 6. Ești mulțumit? Da, pentru ce am învățat eu tot anul. Au fost rezonabile subiectele. Partea de geometrie era un pic mai grea, dar se putea rezolva în general la ea absolut tot. Și la subiectul 4, la exercițiul 4, la subiectul 2, la partea cu funcțiile, a mai fost al punctul sub punctul B, iar a fost un pic mai greu, dar eu zic că a fost ok. Și prima parte, iar se făcea tot absolut tot de la ea. În schimb, să sperăm că va fi bine. La ce notă te aștept? Dacă este totul bine, la 8. Ai pregătit mult? Nu. De cât anul ăsta? Pentru că 2 ani, hai, copii. Grele. Cam ce ați avut de rezolvat? Probleme la algebră, ecuații, multe. La ce te-ai descurcat mai bine? La algebră sau la geometrie? La geometrie. Ce ați avut la geometrie? O piramidă și asta, cum spune? M-am uitat. Da. La ce notă te aștept? Un 5. Primele rezultate vor fi afișate în data de 1 iulie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în aceeași zi. În perioada 2-4 iulie vor fi soluționate contestațiile, iar în 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale.